Trăim într-o lume în care tot mai greu poți fi sigur de ceva. Trăim într-o lume a știrilor false, care par cât se poate de adevărate, unele încurajatoare, altele descurajatoare, dar ele tot false sunt. Trăim într-o lume în care suntem bombardați cu tot felul de informații, știri, care nu sunt adevărate. Una din aceste știri, cât se poate de calde și de motivatoare, dacă vreți, este următoarea. Probabil că ați primit-o, probabil că ați citit-o. Elisabeta a doua a spus într-o convorbire: ce mi-aș dori să vină Hristos în timpul vieții mele? Capelanul a întrebat-o uimit: de ce? La care ea i-a răspuns: așa de mult mi-aș dori să-mi pun coroana la picioarele Lui. Și ce frumos sună lucrul acesta. Numai că nu e adevărat. Îl putem folosi în predici, că sună bine, dar nu e adevărat. Poate te și motivează și îți dă un pic de curaj, dar nu e adevărată știrea. I-a fost atribuit aceste cuvinte, eu nu știu din ce motiv, dar realitatea este că aceste cuvinte au fost scrise într-o carte tipărită în anul 1902, o carte scrisă cu ocazia încoronării lui Eduard al VII-lea, și citatul acesta este atribuit reginei Victoria, care a trăit mai înainte de Eduard al VII-lea. Trăim într-o lume în care știrile, chiar dacă sunt motivatoare, nu sunt adevărate. Și când afli că nu sunt adevărate, te simți descurajat. Ei bine, astăzi vreau să vă dau o știre adevărată. Întâmplarea pe care urmează să o citesc este adevărată. Promisiunea despre care vom vorbi astăzi este adevărată. Au experimentat-o atât de mulți oameni în viața lor. O pot confirma că este adevărată. O promisiune uriașă, vitală, crucială, dacă vreți, pentru oricare dintre noi, ființele umane. O promisiune împachetată într-o mică întâmplare din viața lui Iisus. O mică narațiune care conține ascuns în ea o bijuterie. Promisiunea mântuirii. Luca 19, de la 1 la 10, ascultați întâmplarea, ar trebui să o știm cu toții. Dar sunt acolo câteva detalii ascunse, câteva nestemate ascunse în întâmplarea aceasta, care vorbesc despre promisiunea mântuirii. Întâmplarea. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și iată că un om, pe nume Zacheu, care era șeful colectorilor de taxe și care era bogat, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din cauza mulțimii, căci era mic de statură. Atunci el a alergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe drumul acela urma să treacă. Când a ajuns Iisus în locul acela, s-a uitat în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos repede, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta. El s-a dat repede jos și bucuros l-a primit ca oaspete. Când au văzut acest lucru, toți murmurau și ziceau: a intrat să poposească la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci, iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de 4 ori mai mult. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, deoarece și el este un fiu al lui Avram, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Iată cea mai măreață promisiune divină, promisiunea mântuirii oricărui om, o promisiune îmbrăcată în haina unei povestiri la care să putem relaționa ușor. Promisiunea este cât se poate de clară. Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Adică pe tine și pe mine, adică pe orice om, pe fiecare om.
Aceasta este promisiunea. Să caute și să mântuiască pe oricine este pierdut. Și toți suntem pierduți. Dar așa cum am spus și ne-am obișnuit în seria aceasta, orice promisiune a lui Dumnezeu nu este un cec în alb, este însoțită de o condiție. Și promisiunea aceasta are o condiție care trebuie îndeplinită pentru a fi mântuit. Dar înainte, haideți să vedem cum arată promisiunea. Haideți să desfășurăm puțin promisiunea aceasta, conținutul ei. Cum arată promisiunea? Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. În primul rând, promisiunea ne învață că Iisus cheamă și se oferă. Zacheu, dă-te jos repede, pentru că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Din aceste câteva cuvinte, deja observăm câteva lucruri. Iisus îl cunoștea deja, deși nu-l mai întâlnise. Are de-a face cu atotștiința lui. Iisus îl cunoștea deja, îi vedea inima, îi se adresează pe nume. Așa, și ce dacă? Am putea spune unui, așa, și? Ce are asta face cu mine? Cum rezonează aceasta cu promisiunea făcută mie? Uite cum! În primul rând, Iisus te cunoaște pe nume și pe tine. În atotștiința Lui te cunoaște. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști, spune Psalmul 139. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Iisus te cunoaște și pe tine. Știe cine ești. Știe orice faci, stai jos sau te scoli. Și știe orice gândești. Asta poate fi o veste bună sau una mai puțin bună, un puțin înfricoșătoare. El știe până și ce gândești. Te știe, te cunoaște pe tine. În al doilea rând, nu doar că te cunoaște pe nume, promisiunea lui, căutarea lui, chemarea lui este urgentă. Repede, zice Iisus. Repede, dă-te jos, repede. Adică, ca un ecou sună Scriptura, astăzi dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima, nu-ți împietri inima. Promisiunea lui este urgentă. Și în al treilea rând, promisiunea lui este necesară. Astăzi trebuie. Cuvintele sunt alese cu foarte mare grijă. Astăzi trebuie. Imperativul acesta este sugestiv. Astăzi trebuie ce? Să rămân în casa ta. Ați observat cuvântul? Să rămân în casa ta, nu să intru în casa ta, nu doar să intru în casa ta. Știm bine că Iisus nu a rămas în casa lui pentru totdeauna, fizic vorbind. Dar cuvântul este, trebuie să rămân în casa ta. Promisiunea lui este urgentă și necesară. El trebuie să rămână în casa ta ca să fii mântuit. Mântuirea aceasta îți este necesară și El te cunoaște, știe tot ce faci și știe tot ce gândești. Aceasta este analogia, aplicația către noi toți astăzi. Întâmplarea lui Zacheu ne spune nouă exact aceste lucruri. Te cunoaște pe nume. Știe cine ești. Nu ești o ființă pierdută în mulțime. Promisiunea lui este urgentă. Nu mai poți amâna. Astăzi trebuie. Și este necesară. Trebuie să rămân în casa ta. Zacheu în întâlnirea aceasta are parte de 7 surprize. Sau dacă vreți, promisiunea aceasta lui Iisus conține 7 surprize pentru noi toți, pentru El atunci și pentru noi toți astăzi. O primă surpriză este faptul că Iisus l-a observat. Iisus te observă. Iisus te observă. Te vede. În al doilea rând, Iisus îl cunoștea, a doua surpriză, îl cunoștea, deși nu îl întâlnise niciodată. Iisus nu doar că te observă, te și cunoaște, deși poate nu te-ai întâlnit niciodată cu El, te cunoaște. A treia surpriză, Iisus i s-a adresat personal.
ție ți se adresează personal, chiar acum. Iisus îți vorbește, ți se adresează personal, este pentru tine tot ceea ce auzi. A cincea surpriză, a patra surpriză, Iisus l-a acceptat așa cum era. Zacheu, vameșul, păcătosul, trădătorul, înșelătorul, l-a acceptat așa cum era. Iisus te acceptă așa cum ești. Pe când erați voi încă, eram noi încă păcătoși, Hristos ne-a iubit și a murit pentru noi. El te acceptă așa cum ești. Acum. Așa te acceptă. A cincea surpriză. Iisus l-a preferat celorlalți curioși. Iisus te preferă celorlalți doar curioși. Pentru că Zacheu a făcut ceva și o să vedem imediat ce. Când vede că îl cauți și tu, el te preferă, te alege dintre mulțimea curioșilor care doar vor să vadă cine este. Și a șaptea surpriză, Iisus i-a schimbat viața. Iisus i-a schimbat viața. I-a arătat respect intrând în casa lui. Iisus îți arată respect intrând în casa ta. Iisus își leagă numele de Zacheu și a văzut reacția mulțimii. Iisus își leagă numele de tine. Este gata să-ți arate respectul acesta și să intre în casa ta. Iisus i-a schimbat viața, i-a salvat-o, i-a mântuit-o. Promisiunea lui este pentru tine, este pentru oricine, dar bineînțeles nu oricum. Pentru că acum intervine condiția. Promisiunea lui Iisus conține șapte surprize. Te observă, te cunoaște, ți se adresează personal, te acceptă așa cum este, îți arată respect intrând în casa ta, te preferă altor curioși și îți schimbă viața. Asta este conținutul promisiunii. Iisus te caută ca să te mântuiască. Condiția. Mântuirea este oferită oricui. Caută, perseverează în căutare și răspunde chemării lui Iisus. Să vedem în povestire. Zacheu era șeful colectorilor de taxe și era bogat. Așa și, de ce acest detaliu? Acest detaliu ne învață. Știm cu toții, vameșii de atunci erau aserviți romanilor, erau urâți de popor, strângeau taxele de la popor și uneori cu forța ca să le predea romanilor. Vameșii erau urâți de popor, erau priviți nu doar ca niște înșelători, ci și ca niște trădători ai națiunii. Zacheu, iată o altă ironie la mijloc, pentru că numele Zacheu înseamnă pur, neprihănit. Cum? Imaginați-vă contrastul. Când doreai să spui ceva despre Zacheu, ziceai, Zacheu fură, sau spuneai, cel neprihănit fură. Sau, Zacheu profită de noi, cel pur, cel curat profită de noi. Serios? Sau vrea să spui, Zacheu trădătorul, spuneai, neprihănitul trădător. Cum? Ce-o fi fost în inima lui Zacheu când știa foarte bine ce înseamnă numele lui? Când el trebuia să-și rostească numele știind cine este și ce face? Cu siguranță era un tânjet în inima lui, o dovedește povestirea mai departe, o frământare apăsătoare. Și tocmai de aceea vroia să-l vadă pe Iisus, despre care doar auzise. De ce ni se dă deci acest detaliu, că era șeful colectorilor de taxe și era bogat? Ca să ne spună că era un om urât de popor, un păcătos și avea o bogăție strânsă, probabil prin înșelătorie. Ce vrea să ne învețe acest detaliu? Să ne învețe că Iisus primește pe oricine, își deschide inima față de El. Promisiunea mântuirii nu exclude, nu respinge pe niciun om care o caută. Oricine este unul din cuvintele preferate ale Domnului Iisus. Urmăriți discursurile și invariabil veți găsi acolo cuvântul oricine. În
cuvântări ca și acestea, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă? Sau, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată? Și lista poate continua. Oricine include pe oricine, deci și pe tine. Oricine nu exclude pe nimeni, pentru că este oricine. Oricât de jos ai ajuns în comportamentul tău, nu ești prea rău pentru a ți se refuza mântuirea. Oricine, indiferent de statut social, de prosperitate materială, de păcătoșenia în care s-a cufundat, ușa mântuirii îi este deschisă. Promisiunea este pentru oricine, dar nu oricum, ci cum. Răspunsul ne-l oferă povestirea. Promisiunea este pentru oricine caută pe Iisus. Zacheu, spune textul, căuta să vadă care este Iisus. Zacheu știa câte ceva despre el, dar voia mai mult, voia să-l vadă, voia o cunoaștere nemijlocită, nu de neauzite. Ai o anumită frământare sau informație despre Iisus, dar vrei mai mult? Ai vrea să-L întâlnești personal? Iisus se lasă descoperit de cei ce îl caută din toată inima. Căutați-mă și mă veți găsi, sună ca una ca o scriptură, dacă mă veți căuta din toată inima. Sau căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi, spune profetul Isaia, și așa mai departe. Iisus se lasă descoperit de cei care îl caută din toată inima. Oricine îl caută pe Iisus, a doua parte a condiției, oricine perseverează în căutare. Și ascultați povestirea mai departe. Căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din cauza mulțimii, căci era mic de statură. Atunci l-a alergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe drumul acela urma să treacă. El perseverează, pe drumul acela urma să treacă. Verifică, știe pe unde va trece Iisus, își face tema de casă. Dar apoi se spune că Zacheu era scund, era mic de statură. Pe cine interesează lucrul acesta? De ce ne folosește un astfel de detaliu, să fim serioși? Înălțimea omului nu are nicio importanță în procesul mântuirii. Totuși, detaliul acesta are rolul lui, ne învață ceva. Deși statura sa era o piedică în a-L vedea pe Iisus, deși era un impediment, el nu se dă bătut. Aici este secretul. Tocmai impedimentul pe care îl are, pe care îl observă, îi stârnește hotărârea, perseverența. Este pus în mișcare și îl conduce la găsirea unei soluții. El vrea să-l vadă pe Iisus. Este prea scund, nu poate vedea de cei din fața lui. Și atunci nu se întoarce acasă cu capul plecat și cu mâinile în buzunare, ci caută o soluție, perseverează. Perseverență înseamnă împlinirea sarcinii stabilite, dorite, primite, în ciuda tuturor obstacolelor. Zacheu era mic de statură, ne învață ceva. Scundimea lui este compensată de inventivitate și agilitate. Dacă ar fi fost ca ceilalți, dacă nu ar fi avut acest obstacol eventual fizic la mijloc, foarte posibil că s-ar fi amestecat cu ceilalți din mulțime și n-ar fi fost remarcat. Era unul dintre cei mulți. Astfel, scundimea lui, impedimentul pe care îl resimțea, a strânit ceva valoros, a dat naștere unor roade deosebite. Se urcă în sicomor și Iisus îl vede. Orice minus poate produce un plus. Uitați-vă și în viața noastră biologică putem observa și dovedi lucrul acesta. Întotdeauna handicapurile fizice sunt compensate de celelalte simțuri sau abilități fizice. Întotdeauna, când unul din simțurile noastre sau din abilitățile noastre nu mai funcționează, alte abilități, alte simțuri se adună la oaltă și compensează handicapul pe care îl ai. Fără excepție. Dacă văzul tău nu este foarte bun, auzul tău ți se ascuțește și așa mai departe. Orice minus poate produce un plus. Dacă nu te lași copleșit de minus,
dacă nu te lași apăsat de minusul pe care crezi că-l ai. Chiar și imperfecțiunile noastre, strunite corect, pot produce beneficii cu impact veșnic. Ăsta este rolul detaliului Zacheu era scund, pentru că ne învață ceva chiar inclusiv în procesul mântuirii. Promisiunea lui Hristos este pentru oricine îl caută și îl caută cu perseverență, adică nu se dă bătut, adică nu se lasă călcat în picioare de neajunsurile personale, de imperfecțiunile pe care și le vede. Așa bine ne vedem defectele fiecare și prea mult stăm cu capul la ele și cu gândirea la ele. Și tot plângem de milă. Te gândești că ai anumite imperfecțiuni care te trag înapoi de la cunoașterea lui Dumnezeu? Nu te lăsa învins de ele. Compensează-le cu punctele tale tari. Nu lăsa nimic să te oprească din întâlnirea ta cu El. Nu-L poți vedea într-un fel. Urcă-te undeva și vezi-L de undeva. Care este sicomorul tău? În ce trebuie să te urci ca să-L vezi pe Iisus? Poate fi grupul de ucenicie? Poate fi implicarea în lucrare? Poate fi o discuție cu numai lui Dumnezeu? Poate fi citirea Bibliei? Nu știu. Care e sicomorul tău? Compensează-ți imperfecțiunile, punctele slabe, neajunsurile cu punctele tale tari, pentru că fiecare avem și puncte tari. Investește în ele. Folosește-le pe alea. Nu-ți mai plânge de milă. Promisiunea mântuirii este pentru oricine îl caută, oricine perseverează în căutare și oricine răspunde chemării lui. Când Iisus i-a spus, Zacheu, dă-te repede jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, ne spune povestirea mai departe, el s-a dat repede jos și bucuros l-a primit ca oaspete. Aici este marea luptă a unora dintre noi. Îl căutăm? Îl căutăm cu perseverență. Și nu mai facem pasul următor. Pentru că între a intenționa și a face, distanța poate fi infinită. Și pentru unii este. Îl căutăm? Îl căutăm cu perseverență. Și când ne invită, mă mai gândesc, trebuie să mai calculez, să vedem, nu acum, puțin mai târziu. Și rămâi fără promisiunea împlinită. Între a intenționa și a face, distanța poate fi uriașă. Aici se dă bătălia. Răspuns chemării lui sau nu? S-a dat repede jos, adică îndată, în grabă, și asta ne învață ceva. Amânarea este întotdeauna o cursă. Când vine vorba de a răspunde chemării lui Hristos la mântuire, amânarea este o cursă. Cuvântul mâine este periculos în ce privește mântuirea. Dacă Zacheu nu s-ar fi dat jos repede atunci, în acea zi, cine știe dacă ar fi avut șansa mântuirii? Pentru că Iisus era pe ultimul drum la Ierusalim, unde urma să fie răstignit. Iisus nu a mai trecut pe drumul acela al Ierihonului. Dacă atunci Zacheu nu răspundea chemării lui, dacă zicea, ne mai vedem, nu s-ar mai fi văzut. Poate că acest repede, în grabă, are ceva de comunicat unora dintre noi. Poate că este ultima posibilă întâlnire a ta cu Iisus. Cine știe? Când vine vorba de mântuire, mâine este un cuvânt periculos. S-a dat jos repede, spune textul, cu bucurie. Nu cu superioritate, nu cu îndoială. Cu bucurie, Iisus vine să rămână la mine în casă. Îmi arată respect. În ciuda tuturor celorlalți care mă disprețuiesc, Iisus îmi arată respect. Își lipește numele de-al meu. Intră în casa mea. Așa că se dă jos repede și cu bucurie.
Și nu doar atât, și cu fapte vrednice de credința născută. Pentru că ceea ce urmează este incredibil. Iisus nu-i spune ce are de făcut. Fără ca Iisus îi spună ceva, Zacheu, când îl vede, când pricepe ce onoare îi se face, cât respect îi se arată, când observă că Iisus îl bagă în seamă, că îl cunoaște, că îl bagă în seamă, că îl acceptă, că își lipește numele de numele lui, îi zbucnește și spune, iată, Doamne, imaginați-vă, Iisus intră în casa lui și cu emoție, iată, Doamne, stai, nu trebuie să spuneți nimic, iată, Doamne, jumătate din posesiunile mele le dau celor săraci, iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de 4 ori mai mult. Cine învață reacția asta lui? Ne învață că credința autentică transformă atât gândirea, cât și comportamentul omului. Zacheu, culmea, cunoștea legea care stipulează condițiile restituirii în cazul furturilor. Se dădeau 5 boi sau 4 oi în cazul furtului uneia. Se dădea înapoi dublu dacă animalele erau găsite în viață în mâinile hoțului. El, Zacheu, vine, intervine și oferă maxim. Reacția lui copleșitoare, nu se târguiește. Cât ar trebui să dau? Stai să vedem, să fac niște calcule, cât am furat, cât am înșelat. Jumătate o dau și orice plângere mi se face, îi dau de 4 ori mai mult. Nu este lipit de bogăția lui, pentru că credința autentică schimbă și gândirea, și fapta, și conduita. Când ești în concordanță cu Dumnezeu, ești în concordanță și cu cerințele lui față de aproape. Nu te mai târguiești. Se vede. Cum răspunzi tu generozității lui Iisus de a te fi scăpat de vinovăția păcatelor? Ai fi gata să repari relele făcute în aceeași proporție? Sau te descoperi târguindu-te cu Dumnezeu? Un picuț pot să dau. Asta nu acum. Mai ne gândim. Zacheu izbucnește și fără să-i se ceară, el pricepe la respectul pe care mi-l arată Iisus. Dau jumate din averea mea și de 4 ori mai mult oricui mi se plânge că i-am furat ceva. Credința mântuitoare întotdeauna se manifestă în fapte. Dacă mântuirea s-a cuibărit înăuntru, ea va și zbura în afară. Ea se va vedea. Mântuirea cuibărită înăuntru nu stă ascunsă acolo, ea se vede. În concluzie, promisiunea mântuirii este pentru toți oamenii. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, spune Pavel în Tit 2:11. Promisiunea mântuirii este pentru toți oamenii. 2. Hristos a murit pentru toți. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Promisiunea mântuirii este pentru toți oamenii. Hristos a murit pentru toți. Promisiunea este oferta de a ți se schimba statutul de drept în statutul de fapt. Statutul nostru de drept este să fim copii al lui Dumnezeu, suntem creatura lui. Dar statutul nostru de fapt este chiar să fim copiii lui în familia lui. Și 3. Promisiunea mântuirii nu este un cec în alb. Ea se împlinește pentru toți aceia care împlinesc condiția. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fapte 17:30. Promisiunea este pentru oricine îl caută pe Iisus cu perseverență și răspunde cu pocăință, răspunde invitației lui, repede, cu bucurie, manifestându-și credința în fapte. Oare pe mine Dumnezeu mă mai poate ierta după câte am făcut? Răspunsul este da, poate. Te apasă cumva trecutul? Vestea bună este că poți fi eliberat complet. Zacheu,
a început ca vameș. Știți cum a sfârșit-o? Potrivit spuselor lui Clement din Alexandria, în cartea sa Stromata, Zacheu a primit un alt nume, și anume Matia. Vă sună cunoscut? După cum știm, Matia a luat locul lui Iuda, care se spânzurase între ucenici, ne spune Cartea Faptelor. Zacheu a fost supranumit Matia. Mai târziu, Constituțiile Apostolice, care sunt 8 tratate despre disciplina, închinarea și doctrina bisericii, un manual pentru cler, scris în anii 375-380 după Hristos, Constituțiile Apostolice îl identifică pe Zacheu, vameșul, ca fiind primul episcop al Cezareei. A început ca vameș și a sfârșit ca episcop, adică priveghetor de suflete, adică unul care îngrijește de sufletele altora. Păi cum se poate? Se poate! Vestea bună este că, deși încep ca un vameș, păcătos, înșelător, trădător, vestea bună este că, deși încep ca un vameș, poți sfârși ca un episcop. Nu ești nici prea rău ca să poți fi mântuit, dar nu ești nici prea bun ca să-ți poți permite să nu fii mântuit, să respingi mântuirea. Da, e adevărat. Nimeni nu se poate întoarce înapoi ca să o ia de la capăt, dar oricine poate să înceapă acum ca să aibă parte de un alt fel de capăt. Asta e vestea bună. Da, știu, nu mă mai pot întoarce înapoi să mă retrez viața mai bine, mai frumos, mai înțelept. Nu mai pot, nu mai putem niciunul. Ce a fost, a fost. Dar oricine poate începe astăzi o altfel de viață ca să aibă parte de un altfel de sfârșit. Vrei astăzi un nou început ca să ai parte de un altfel de sfârșit? Decizia este în mâinile tale. Nu există niciun fel de scuze obiective. O veche poveste antică de înțelepciune vorbește despre un tânăr care vine la un înțelept ca să-l pună la încercare. Și aduce în palmele lui o vrabie ascunsă în mâini și îl întreabă pe înțelept: ia să vedem dacă știi dacă pasărea din mâna mea este vie sau moartă. Tânărul se gândea în felul următor: dacă zice că e moartă, îmi deschid palmele și o las să zboare. Dacă îmi zice că e vie, îi răsucesc gâtul și arăt moartă. La care înțeleptul se uită la el și răspunde: este cum vrei tu să fie, tinere. La fel stau lucrurile și cu tine. Viața pe care o trăiești acum este exact viața pe care ți-o faci. N-are rost să te amăgești că nu poți crede, că nu există dovezi suficiente, că nu are sens credința și așa mai departe. De fapt nu vrei. De fapt nu vrei. Nu-mi povesti mie că nu există dovezi suficiente. Povestea, promisiunea făcută de Iisus lui Zacheu poartă învățătură pentru cei care sunt departe de El. Dar promisiunea făcută de Iisus lui Zacheu poartă învățătură și pentru aceia care sunt pe mijlocul drumului, pentru aceia indeciși încotro s-o ia. Și vreau să vă spun ceva. A umbla pe mijlocul drumului este foarte periculos, pentru că risc să fii lovit de traficul din ambele sensuri. Indecizia este la fel de rea ca și viața de păcat. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietre inima. Mâine nu există în calendarul lui Dumnezeu. Mâine este hoțul care îți fură ziua de azi. Mâine este incertitudine.
Proverbe 27:1 spune, nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Și cu toții suntem de acord cu asta. Dumnezeu ți-a dat în grijă doar ziua de azi. Mâine este un cuvânt nimicitor în contextul promisiunii mântuirii. Invitația la mântuire este astăzi, pentru oricine, dar nu oricum. Promisiunea lui Iisus este pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus, este și pentru cei indeciși. Dar promisiunea făcută de Iisus lui Zacheu mai poate purta învățătură și pentru noi aceștia care am fost mântuiți deja. Am lăsat pe din afară, intenționat, un mic detaliu. Ce fac spectatorii promisiunii? Ei ce fac? Reacția mulțimii în fața promisiunii este o atenționare. Cum reacționează mulțimea? A intrat în casa unui om păcătos. Nu da voie mândriei spirituale să te copleșească. Nu-i privi cu superioritate pe cei care nu trăiesc la nivelul tău de moralitate. Mulțimea nu putea vedea dincolo de viața păcătoasă a vameșului. Mulțimea noi, oare? Mulțimea îl disprețuiește pe păcătos și îl judecă pe Iisus care vrea să-l salveze. Reacția noastră cea mai obișnuită este să întoarcem în capul cu dispreț de la cei ce trăiesc o viață murdară, fără a ne mai obosi de a vedea ce se află în inima lor. Îi disprețuim și respingem imediat. Să nu ne păteze cumva și pe noi. Cum îi privești pe cei căzuți? Întorci capul cu dispreț sau întinzi o mână? Iisus promite mântuirea oricărui păcătos om pierdut, care îl caută cu perseverență și răspunde invitației sale cu pocăință și credință manifestată în fapte. Așa că cine știe dacă Iisus nu te-a observat astăzi, nu ți-a spus pe nume, nu te acceptă așa cum ești, nu vrea să-ți arate respect intrând în casa ta, lipindu-ți numele, lipindu-și numele de tine? Cine știe dacă cuvintele acestea nu-s pentru tine? Dă-te jos repede, vino, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Întrebarea cea mai grea este, vei răspunde repede azi și cu bucurie? Sau mâine va fi cuvântul tău?